Sunt patroana de la Sehaia. Modă, din punct de vedere... Mă, uitați ce a făcut aici, a spus toate televiziunile în mișcare. Uitați-vă aici. Toate televiziunile în mișcare. De ce mă întreb? Că a venit Marița la mine și a spus că ai și tu pe una. Păi da, după legea care a adoptat-o, a fost de acord cu tine. După ordonanța de urgență care a fost... În 2024 s-a dat un decret. În ordonanța 13 sau 12, ce vrei tu, pe legea țigănească, domnul Modă, aveți dreptul de a judeca pentru a desfășura o activitate în domeniul familiar. Aia înseamnă. Vă duc cu Gogu, unde e Gogu? Să l-a dus pe Gogu la judecat. Tu cu Gogu ai dat ordonanța, am dreptul la două mueri. La două mueri. Au dreptul orice. Și femeile... Da, dar practic acum, de fapt, practic, da, au și uite, vine și Maria. Vine tot astea la judecat. Ia barbare că filmați, domnul Modă. Domnul Modă, de ce punct de vedere analizați? Unde telefonul tău să dăm pe live? Având de vedere că menține un bărbat două femei. Hai să chimăm toți țigări. Vreau să-și și eu. Trebuie să are dreptul. Nu am treabă cu tine să casă de piatră, domnul Ședică. N-am treabă când faci drum, dar poți să vin și eu. Vin, nu-i problemă că vin la toate nunțile. Bă, omule, 2 ani de zile am făcut judecata. De asta mi-e năcat. Da. Gata, nu se mai poate. O să facem nunta, o să anunțăm, o să facem nunta pe TikTok. Noi oficial. Ei, nu că o facem pe TikTok. Vreți să mâncați pentru ele acum? Vreți să mâncați în familie? Îl chem pe Risic, îl chem pe Sâncu și gata, faceți o oală de sarmale și da, să facem nuntă mare. Direct pe TikTok, ca să vadă toată lumea. Cu 40 de ani. Aia reprezintă amare, o prostie omenească. Auzi, asta reprezintă o prostie omenească. Vreau legalizat. Vreau nuntă de nuntă. Asta e. Iani, e cu totul altceva. Nu trebuie să faci pe TikTok că ăla mănâncă o sărma, că ăla mănâncă o fritură, că aia e o prostie omenească. Nu, cu legea. Am legea acolo cu Andreea Esca, scrie. Andreea Esca, vezi acum pe ProTV. Și dacă greșesc țigănicile noastre, ce facem? Poate să-și ia și ele unul. Și mai ne supărăm noi. Dar n-a greșit, că a greșit mai mult ca bărbatul, femeile. Acolo ce ai făcut cu femeile? Femeile are dreptul. Băi, înainte femeile la noi, la țigani, dacă se duce o femeie, o punea pe grapă. Acum nu mai e așa ceva. Nu găsesc. Patroană, și ale noastre româncile, nu țigănicile, aveau coz. Unde scozile? Unde aveați scozile? Nu mai, s-a dus. Patroană, de ce nu s-a dus obiceiul. Cozile de porc fac ciorbă. Când am văzut pe patroana cu cozile și pe tache, mă gândeam că sunt în 86-87. Uite, bă, cum era de frumos cu cozile când avea, dar la patroană era albaștru. Cozile care ne făcuse. Ca la India. Marie, a venit Mitel? Hai la judecată. Ia vin un gol. Stai puțin. El a zis, tu ai zis că vrea Aura să vorbească cu Anca, da? Du-te la Anca să ne primească, nu să... Aura, tu poți să vorbești cu Anca, poți să dialoghezi, să stați împreună. Păi dă-i de sunt prietene. Da, prietene. Păi să, cum să vă spun, e rușine de doamna Sela, de patroana. Trebuie să împărțiți același dormitor ca arabii. Nu. Păi nu, dacă nu. Vezi așa, așa e alta legea. Domnul Modă. Păi ea refuzat. Domnul Modă, numai puțin. Aura, vreau să vorbești corect când ai stat de vorbă cu Anca. Prima dată când ai venit la noi, n-ai avut gângul eu. Ce ți-a spus Anca? Că nu are de gând să se împace, că nu mai vrea, ce să facă cu el. Nu, zici ce să facă cu mine, că ce? Nu mai are bani, nu mai e sănătos, nu vine smugă la el. Păi, n-am spus și eu, și de genii noastre stau mă cu... Așa a spus Anca pe direct. Da. Pe direct te-a spus. Că n-are ce să mai facă cu el. Și-a fost umilă de iar eu n-am crezut-o. Iar eu n-am crezut-o. N-ai crezut-o și ai vrut să-l ajuți. Am vrut să văd. Păi da, dacă vezi un cățeluș undeva sau ceva, un papagal undeva, o să-l lăsăm. Să nu lăsăm, să nu lăsăm acasă, să nu lăsăm. Dar eu fac treaba asta pentru, nu pentru Leo, nu pentru Anca, fac pentru populația mea țigănească, să știe toată România mai aproape. Te mări și pe tine! Când ai nunta? Când ai nunta? Că vreau să vin și eu. Mai vin și pe mine. În ianuarie.
În ianuarie. Vă mâncați în ianuarie acum. Băi, modă. Modă. Dacă vrei să-ți facem o strofă aia, nu zici, eu cu Aura. Da, dar asta după, mi-a dat și cu mea patroană, cum a spus la băi, s-a murit soacra. Prima dată distracția. Nu de la sărbători, la sărbători. La sărbători, nu acum. Ce faci, patroană, mai aproape? Patroană, ce faci, mă mituiești? Să cântă Aura o melodie, să țin cu Leo și cu Laura. Da, nu e vorba că ții cu mine, tu ții cu dreptatea. Cu dreptatea. Serios, cu dreptatea. Chiar dreptatea știi foarte bine care e, că uite e și Aura aici. Băi, modă, Bulibasa, scuză-mă, scuză-mă că nu dau peste vorba ta. Ce? Eu nu dau, de când sunt. Dacă nu se mai poate, nici șanca trebuia, ce să-i fac? Nu mai vrea, nu mai vrea. Așa și Aura, mi-a părut rău de omul ăla care l-a lăsat. I-a luat Aura și mi-a părut rău. Și ea mi-a spus înainte, nu vreau să mai stau cu el. Patroană, te rog frumos să mă crezi. Nu a apelat Anca la mine. N-a sunat pe nimeni. Nu știu, a făcut o zarvă ceva pe curte. Nu. N-a interesat. Eu n-am intervenit pentru Anca aici. Am intervenit pentru lume. Să vadă populația, ascultă-mă, să vadă prietenii, să vadă și țiganii noștri. Nici noi de aia nu m-am certat cu Anca, n-am dat-o afară. Îmi spunea toată lumea să o scot afară din casă. Și eu n-am scos-o afară din casă, că am crescut-o de mică și mama copiilor și am respectat-o. I-am zice, baba beată, baba beată a făcut toate averurile, baba beată. Păi știu, dar ce-ar vrea să spună? Mulțumesc, patroană, că l-ai însurat pe Selică. Păi eu am vrut să-l însor. O spun de-a dreaptă, eu am vrut. Păi ea m-a însurat, cine m-a găsit-o pe Aura? Păi dacă te-a însurat, dacă pleca la azil, cine mai te-a însurat? Că ai vrut să-l trimiți la azil. Eu am avut ambiția să-l însor. Că a venit salvare aici. A fost la în casă, că l-a venit salvarea și l-a pătut. Păi că ziceam să se împacă cu Anca. De aia zicea să-mi dă la azi. Dacă nu se poate, nu se mai poate, n-ai ce să faci. Patroana a venit aici să vedem ce hotărâre ia Bulibasa. Ce să fac, hotărârea a luat-o lumea. A luat-o Leo? Da. Nu, băi, Bulibasa. La oală trebuie să o pui pe Aura, că dacă o pui pe Anca, vă bagă ceva în mâncare. Păi să nu mâncare. Băi, Bulibasa, n-are treabă Aura cu ea, e separată. Are și la București, are și în Străhaia, are și la Pitești. Are peste tot să doarmă Aura. Nu, eu n-am treabă cu ei, dar trebuie să le fac o judecată. Da, ce decide staborul, să gândesc. Ori să rămână cu ei într-o curte, ori să pleacă iar Selică la București, patroană, și nu-ți convine. Știi că mi-am făcut o judecată acum 15 ani și a plecat Selică, știi? Când am făcut judecată. Domnule, noi te așteptăm, ne anunți la avocată, nu vreți să faci judecată cu toți țiganii, ne anunți și suntem disponibili, stăm la dispoziția ta, noi ne supunem judecății. Dar asta este, trebuie să ții și tu cont că legea s-a dat, ai dat legea. Am dat legea. Tocmai să vadă și țiganii din toată România că se uită acum la noi și ca să știi, spune și tu că legea s-a dat și normal, asta e. Acum normal, e practic normal, nu trebuie zis să mergem peste Anca să dormim acolo în casă. Că nu mai avem treabă cu Anca, eu nu mai am treabă cu Anca. De legea mult e dată, e monitor oficial. Și prieteni, da, e monitor oficial legea. Da, e monitor oficial. Dată. Și poți să mai schimbi niște coduri în nu, acolo. Nu, dacă s-a dat... Bine, intrați unde? Unde e băgatul? E nerevocabilă. Ar mai trebui modificat ceva. Nerevocabilă. Nu s-a dat. Nu se zică, când faci junta, dar să nu faci junta până nu facem noi judecată. Nu, facem judecată legea și trebuie să chem pe Sâca lui Babica, procurorul militar, pe Mialu Moțu, procurorul de serviciu, pe domnul Rafael judecătorul, pe Țucăle, pe ăștia prietenii care sunt cu mine, care judecăm staborul, și să vină și veritei, Florin și Stolo. Aia poate să la București. Să la București. Au ce m-au întrebat aia. Acum au dreptul, că nu mai ești acum, că e insurată, ți-a luat mereu.
Acum poate să o aducă și pe Dan acasă. Acum poate să aducă și pe mama lui Dan. Pe doamna Dan. Eu înainte mergeam la Gărtăia, spuneam mama Aurica, mama Aurica, parcă nu eram acolo. Uite, să audă și Stelica și Storo, puteți să aveți treabă cu... Puteți să faceți ce vreți voi, nu mă interesează. Eu m-am însurat acum. Dar să ne dați banii ce am mâncat cu ea. Nu mai trebuie nici bani, mă. Nu-mi trebuie nici bani, nici nimic. Am divorțul pe 3 decembrie, voi merge la divorț împreună cu patroana și cu Aura ca să scap de ea mai repede. Nu știu, de treaba noastră care o facem mai bine, nu știu cum. După divorț, după divorț. Trebuie până acolo nu e liber, după divorț. Dar divorțul care e cale cu românii, pe... Da. Problema judecătoria românilor. Dar nu cu noi și gărini, nu e normal. Bă, l-am lentru. Trebuie să facem treceată. Gata, mulțumim, domnul Moza. Să trăiți, domnul Moza. Să trăiți, domnul Moza. Casă de piatră, noi... Hai să mergem. Hai, sănătate multă. Ne mai vedem la alte. Nu mănânci, mamă, și tu. De ce, mamă, nu te mănânci? Să nu te îngrași, ca te pleacă aura. Să nu te îngrași. Da, patru, dar ce vrei să mă vedeți, ai făcut o oaie. Bravo, ca să te... Auzi că se duce Aura și îți ia polonez. Ia polonez. Ia polonez. Îi dă tot vorba, mă, polonez. Da, polonez. Uite, murători, de ăștia mamă mănâncă cu pâine. Murători și nu mai te face postă de mâncare. Și nu mai mănânci oaie, nu mai mănânci carne, dacă mănânci murători. Eu am murătoare cu pâine. Da, Aura, știi că eu am făcut murăturile astea. Eu cu patrona. M-a ajutat și ea, cu zeamă. Ia vă cu zeamă. Nu mai pot, lasă-o, 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 lasă-o numai, că nu faci. Nu, forța tu să mănâncă ce vrei. Ia barză, da. Da, de-abia pot să mănânc două gâri, trei gâri. Mi-e cu atoma cu măgărină, uite. Vizelii care au scolat. Alez, mănânci tu, mamă. Hai, te rug eu. Deci. Să nu vreau. Nu am eu bună. Exact, având o problemă. Mamă, mâncăm. Și toată lumea ne băgăm în pat, că e frig. Ce să facem? La Mitel 5.000 de euro și faci nata. Da, dar unde să-l fac? Nu mai unde să-l faci. Ia bani mai de buzunar, că găsim doctor, cunoaștem costă doctor. Am doctor, am bani. Cunoaștem. Ai bani, hai. M-am dus și nu mi-a plăcut doctorul. Uite acum, acum te rezolvă, dau telefon. Păi am vorbit deja cu doctorul. Nu contează, da și doctorul. Nu răspund să vin dimineața bani la operație. Ce băi, vorbim? Păi la fel. Păi da, ăsta e bun. E pentru fata. Mai Madalina, te operăm, dar te luăm noră, dacă vrem. Nu iasă, da, patru. Nu vii la tine, patru, nu vii la tine. Păi nu mai... Astăzi, pe astăzi, când vrea ea. Mâine dimineață, gata. Mă, mamă, lasă, dar luăm noră dacă operăm. Păi, o luăm și pe asta. Hai să o facem prima dată. Așa de prima dată, așa mi-a promis, de prima dată face nasul și la urmă să mănică. Păi da, hai să facem nasul, mâine dimineață facem nasul, nu mai altă dată, că altă dată lăsăm, lasă noi să ia banii în țigări. Lasă, lasă, că le prindem noi acasă. Lasă, lasă, serios, după Crăciun, după Revelion, cum spunea patronul. N-auzi că am doctor, ori ăsta lui Aura, ori dacă nu am altul. Am altul, am prea lumea. Ia, care ai tu? Nu știi. O, mamă, te rog, fumă, lasă-o de sărbători acum. Nu, și-ți asta 3.000, 4.000, nu știu cum să-ți ia, dar să ai 5.000 la tine. Mă, lasă-o după sărbători. Are nevoie să fac orice. Mă, lasă-o după sărbători, lasă-o să mă adăpăție. Mă, rămas așa, atunci vine la noi în ianuarie. La? Păi pe bune vine în ianuarie. A, ai nevoie de ajutor, patrona. După, nu, așa zice femeile, că am nevoie de ajutor. Da, să spal mațele la porci. Vine Olga să le spală. Că... Păi de nu, să spală în nora. Nu, pun pe nora mea asta să spală. Nimic, asta e de dietă. Asta e de dietă. Era bine, serios, cum zice patrona, să luăm de nora pe mână. Nu mă bag eu să facă ce vrea. Bă, vrea ursul după noi, cred. Păi lasă-ți leagă ea cu ursul după noi. Să se leagă ei, nu noi. Tu vrei să te înțelegi tu? Tu tot noi. Să se bagă ea pe el, femeile să bagă. Cum a făcut Aura cu Leu. Da, mă aștept după bărbat, așa așteaptă mult și mă vine. Auzi, patron, auzi, patron. Muierile trebuie să bagă. Patron, auzi. Da. Dacă tu ceri, umbli după el, hai mă, primă-mă și pe mine, fă-mă. Gata, măritam pe mama ta aici, o lăsăm. Bă! Nu vrea Inie, nu vrea. Ești de acord, Inie? N-are cu cine să ceartă acasă. Hai, mâncare, îmi urăm. Să plecăm acasă, să venim și moșul. Păi eu beau, tu știi că nu beau. Și am beut la ziua ta și eu două bere. Atunci
Și atât, gata, da, mai beam. Dar terminat-o de... cu băutura, când tăiem porci. La revelion mai beam. Când tăiem porci și bem. La pomana porcului. Hai să le dăm Bobi la porci acasă, să le dăm apă. Să iei sacul de Bobi, uite, de acolo. Îl tărâță, să la jalele de dăm. Noi nu-i tărâță, Bobi sunt. Eu sacul îl duce pâine în mașină. Auzi, știi unde e? Chiar acolo. Sacul ăla de Bobi. E Bobi acolo, uroaie. Ce e Bobi? Unde? Chiar când te duci așa lângă gard. Dă-i să... Chiar vrem înainte lângă gard. O să vedem. Dacă dau pice, patroane, când le tai, dau pice din ei. Asta, pice. O friptură din aia mare, din porci. Și mai mâncăm, uite, acolo a burt. Din porci. Doar puțin șorici vreau să mănânc din porci. Șorici. Carne mai mâncăm. Șorici și o mâncă de mușchi. Să întind în margava aia. Uite, e în mardava aia. Uite, în mardava. Și să beau partenin și în marda. Du-te în cameră, că-i fi. Mă uitam pe la astea pe aici, pe la comentarii, ce comentarii sunt, doamne. Auzi, unii vrăta, mă, unii fac așa, unii la piese, a melodii. A, la piese. Și ce zic? De bine. Ce nu zic? De mine și de patroana, noi este aici mai care. Dar ce nu zic? De mine și de patroana, a văzut. Să ne luăm noi după toate comentările, după toate aia, Bagă pe asta? Nu. Pe bune? Nu. Dar nici eu n-aș lua. Ești. Vreau să lua de-aia. Zine neamuri, mamă, te mănâncă nas. Bă, că îmi trimite multă lume mesaje. Și știu că vin din alte părți. Da, sunt și care bag din alte părți. Prieteni, mulțumim, ne mai vedeți pe alte canale. Sănătate multă, să urmăriți patroana de la Traia, și Aura de la Traia, și Leo. Și Aura Bip. Și Aura Bip și toată șatra, să ne urmăriți tot ce nebunii facem.